În această seară vrem să mai medităm pentru câteva momente la Cuvântul Domnului și vom continua să ne uităm la pasajul din Coloseni, care ne-am uitat și dimineață. Dimineața ne-am uitat la ceea ce Apostolul Pavel are de spus pentru copii și în această seară vrem să vedem ceea ce Apostolul Pavel are de spus pentru noi, părinții, deși și dimineața a avut mult de spus și pentru noi, și anume, el spune, părinți, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea sau să nu-și piardă curajul, traduce noua traducere. În primul rând, vedem care este subiectul sau destinația acestei porunci, adică părinții. Evident că este vorba de părinți creștini aici, părinți care trăiesc ca și creștini, părinți care îl cunosc pe Hristos, părinți care caută să-și crească copiii încât ei să ajungă să-L cunoască pe Hristos, văzându-L în viața familiei în care au fost crescut. Și aș vrea ca să fac o precizare, și anume faptul că destinația este mai specifică decât doar părinți. Apostolul Pavel are în vedere, în primul rând, pe bărbați, pe tați, nu doar părinți în generic, dar evident și mamele sunt cuprinse aici. Dar cuvântul folosit de Apostolul Pavel este pater, este cuvântul de la care avem paternitate. La propriu înseamnă tatăl și fraza este doar o articulație asupra acestui cuvânt, adică, cum ai spune, taților, da? Ei sunt cei care trebuie să aibă în vedere lucrul acesta în primul rând și motivele pentru care cred că Pavel face lucrul acesta, din nou, nu excluzând soțiile, asta nu înseamnă că mamele ar trebui în seara aceasta să astupe urechile, să zică nu-i pentru noi, da? Ba da, este pentru ambii părinți, dar cred că Pavel vrea să sublinieze responsabilitatea principală a tatălui în familie, da? În tot ceea ce am văzut, el subliniază aceste relații de autoritate și subordonat. Da? Și în cazul acesta, el vrea ca să fie foarte, foarte clar care este autoritatea finală, dar și responsabilitatea finală într-o familie. Și de aceea se adresează în mod direct bărbaților. Apoi, pentru că noi cred că avem poate cel mai mare risc de a nu fi responsabil, da? De a nu vedea aceasta ca și responsabilitatea noastră. Foarte mulți dintre noi cred că am delegat total ceea ce înseamnă sfera aceasta familială și de creștere de prunci la soțiile noastre, da? Noi avem treburile noastre, noi trebuie să mergem să muncim, ele trebuie să crească prunci. Pavel nu vede lucrurile așa, da? Trebuie să mergem să muncim, avem niște responsabilități importante în afara casei, dar în cele din urmă tot ceea ce se întâmplă înăuntru familiei noastre este pe umerii noștri, a bărbaților. Noi răspundem, noi suntem responsabili, noi trebuie să dăm direcția, inclusiv în creșterea copilului. Da? Apoi cred că faci lucrul acesta pentru că pericolul cel mai mare de a cădea în această capcană, de a cădea în acest păcat, există pentru tată. Există pentru tată datorită poate personalității sau temperamentul tipic bărbătesc, da? Noi suntem, noi bărbații, poate mai puțin dispuși la comunicare sau nu ne place să spunem că suntem eficienți în comunicare. Practic nu ne place să comunicăm foarte mult. Nu ne place să comunicăm foarte mult cu soțiile noastre, de multe ori nu ne place să comunicăm foarte mult cu copiii noștri, da? Când copiii vor să discute pe un subiect jumătate de oră, noi am vrea să tranșăm în 30 de secunde. Și copilul ar vrea să mai pună întrebări, să mai mediteze cu tine, a spus și tu, dar hai că ți-am lămurit deja, ce mai? Da? De asemenea, când soțiile noastre vrea să dezbată ceva, poate nouă ni se pare banal. Da? Și tu zici, mă, uite, fă ce vrei, alege tu cum vrei. Da? Și ea tot insistă și noi ne frustrăm. Pentru că nu ne place să fim presați să comunicăm când nu vrem noi. Da? Suntem mai lipsiți de răbdare de multe ori. Nu că surorile n-ar avea lacuna aceasta, dar poate că noi o avem și mai mult. Bărbatul tinde să se vadă ca și un om al acțiunii,
Dar omul care pune lucruri în practică, rezolvă problemele, el n-are răbdare să stea și să mediteze și să cugete și să gândească. Și el trebuie să facă, el trebuie să rezolve. Da? Și atunci, de multe ori, suntem lipsiți de răbdare și față de copiii noștri suntem mai aspri, tindem să reacționăm aspru de multe ori, mai ales când simțim că suntem, că nu suntem ascultați, că nu suntem tratați cu respect, da? Poate că reacționăm mai aspru față de cei din jurul nostru și, din nou, poate și chiar față de, față de copiii noștri. Și apoi, în ultimul rând, cred că și atunci, dar mai ales acum, datorită faptului că suntem mai puțini acasă, da? De cele mai multe ori, și în lumea antică, și în lumea modernă, tata este mai puțin prezent în viața copilului decât este mama. Da? Nu întotdeauna, dar nu întotdeauna, dar în general, asta este adevărat. Și cred că toate aceste motive la oaltă îl face pe Pavel să sublinieze pentru bărbat, pentru tată această responsabilitate, pentru că instinctul nostru, văzând lacunele noastre, văzând cadrul în care operăm, văzând toate lucrurile acestea, instinctul nostru ca și bărbat este a creșterea copiilor, asta e problema soției. Eu trebuie să mă duc, să câștig o pâine, să câștig bani pentru familia mea, să mă ocup de problemele logistice și soția este responsabilă pentru creșterea copiilor. Și deja avem o lecție deosebit de importantă doar în acest prim cuvânt de la Apostolul Pavel, și anume că în economia lui Dumnezeu pentru familie, tatăl este cel responsabil. El răspunde pentru familie înaintea lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne trezească pe noi bărbații la niște realități. Pentru că în mare parte am delegat tot ce înseamnă sfera familiei soțiilor noastre. Și nu zic că nu sunt capabile și nu zic că nu este bine că am delegat anumite lucruri. Zic că atunci când ne-am dezis de anumite responsabilități, atunci când ne-am dezis de anumite lucruri care stau în mod exclusiv în ochii lui Dumnezeu, pe umerii noștri ca și bărbați, este un lucru greșit și un lucru păcătos. Prin aceasta nu spun că tatăl ar trebui să devină un fel de a doua mamă. Da? Tot ce face mama trebuie să facă și tatăl. Cei care cred în ideea aceasta de o egalitate absolută, chiar și funcțională, între femei și bărbat, asta ar vrea. Da? Dacă mama face ceva în casă, și tata trebuie să facă ceva în casă. Și mai am oameni din ăștia hiperspirituali care pun întrebări de genul: tu, frate, care te crezi așa de spiritual, de câte ori ai spălat vasele? Și le spun: niciodată. Da? Niciodată. Aia este departamentul care și-l ales soția mea, le spală mai bine, când le spăl eu le respală, când nu le spăl bine. Eu fac un milion de alte lucruri foarte bine la care m-a chemat Dumnezeu, care nu le face ea. Pe de altă parte, sunt alți bărbați care sunt dăruiți și hăruiți la spălat de vase. Spălatul de vase nu este dovada spiritualității, da? Dar ideea aceasta de egalitate absolută introdusă din societate și din filosofia asta feministă în, chiar în gândirea creștină, păi spune-mi tu de câte ori ai făcut nu știu ce care mai mult fac soțiile. Niciodată, da? Pentru că nu a fost chemarea mea, n-a fost nevoie ca să fac lucrul acesta, pentru că soția mea le face mai bine și cu bucurie. Nu despre asta vorbim, da? Nu vorbim despre faptul că tatăl ar trebui să contorizeze, să zic: ok, soția mea a spălat vase de atâtea ori, trebuie să le spăl și eu de atâtea ori săptămâna asta. Soția mea a schimbat atâtea scutece la viața ei, eu trebuie să schimb și eu atâtea scutece la viața mea, încât să fie o egalitate și să-mi iau rolul de părinte în serios. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre a-ți asuma responsabilitatea ca și cap al familiei. Este vorba de a-ți asuma faptul că direcția și că rezultatul în familia ta, în cele din urmă, depind de tine și sunt responsabilitatea ta. Da? Nu neapărat dacă faci toate aceste chestii care bărbatul modern și de multe ori feminizat pretinde că le face ca să arate cât de sensibil este el, nu înseamnă că ți-ai asumat lucrul acesta. Sunt foarte mulți bărbați care sunt extrem de implicați în viața familiei, dar nu sunt bărbați, nu dau o direcție, nu sunt preoți. Da? Ei sunt doar o a doua mamă sau a doua bonă sau a doua orice ar fi. Da? Nu la asta suntem chemați. Nu că acele lucruri sunt rele, nu că nu sunt momente când soțiile noastre au nevoie de acel ajutor și nu că n-ar trebui să le ajutăm cu bucurie,
Dar dacă facem acele lucruri și tot ne-am dezis de responsabilitățile spirituale în familie, da? De a fi preoți în familiile noastre, nu suntem cu adevărat bărbați biblici. Da? Spun că trebuie să se înțeleagă că deși mama și tata au roluri și implicații diferite în familie, în cele din urmă, el, bărbatul, este responsabil pentru creșterea copiilor. Da? Acum, în practică, cum creșterea copiilor se va realiza, mecanismele prin care se realizează și a se întâmplă în fiecare zi, asta este altceva. Da? Responsabilitatea, direcția unui proiect și cum se pune în practică sunt două lucruri diferite. Da? De exemplu, un arhitect proiectează un pod, da? Și apoi urmărește acea lucrare. Dar nu este el singurul care dă la lopată. Poate el nici măcar nu dă la lopată. Are alte roluri mai importante în acel proiect. De asemenea, un tată nu înseamnă neapărat că este implicat în fiecare aspect practic. Nu că n-ar putea fi, ci înseamnă că în mod ultim el este responsabil. El își asumă o destinație la care vrea să ajungă cu familia lui și apoi împreună cu soția lui pune în practică un proiect, un plan ca să-și ducă familia, să-și ducă copiii la acea destinație. Da? Și în acest context în care Pavel semnalează importanța acestui rol de bărbat în familie, le dă bărbaților în primul rând, dar evident aplicabil și soțiilor, această poruncă să nu întărătăm pe copiii noștri, în altă parte ne spune ca să nu o facem, să nu îi întărătăm la mânie. Da? În Efeseni spune ca să nu îi provocăm la mânie. La ce anume se referă Apostolul Pavel prin această poruncă? O altă traducere traduce în felul următor. Să nu vă provocați copiii sau să nu vă provocați copiii la mânie. Sau s-ar putea traduce să nu exasperați copiii voștri, să nu-i exasperați, da? Este vorba de a avea, ca și părinte, un comportament prin care provocăm, irităm, stârnim, exasperăm copiii noștri, încât copilul reacționează advers la acțiunile noastre, la vorbele noastre, da? Și Pavel spune că această reacție adversă, care se produce vizibil la un moment dat, este întâi o problemă nu de comportament, ci este o problemă mai profundă. El spune că este o pierdere de nădejde sau de speranță în inima copilului. Și când se pierde speranța și nădejdea din inima copilului, și vom vedea imediat că fraza aceasta este mai complexă și bogată decât ceea ce înseamnă să-ți pierzi speranța în limba română, când copilul nu mai are vreo nădejde, se va manifesta în comportamentul lui. Va avea la un moment dat un aspect vizibil. Poate pentru o durată lungă de timp, efectele sunt doar interne. Inima lui este zdrobită și el nu reacționează. Dar la un moment dat, ceea ce s-a întâmplat în inima lui, datorită comportamentului tău și al meu ca și părinte, se va manifesta în exterior. Poate numai după 18 ani. Până atunci, prin comportamentul meu, poate eu am putut în mod greșit și abuziv să restrâng izbucnirile lui, da? Și când în sfârșit iese de sub mâna mea, izbucnește, pentru că inima lui este zdrobită, pentru că inima lui este afectată negativ de felul în care eu m-am comportat ca și un părinte, da? Este o diferență foarte mare între a îmblânzi și a frânge, da? Între a îmblânzi și a distruge. Citeam undeva că există două feluri în care în vestul sălbatic, în America, cowboyii îmblânzeau caii sălbatici. Dacă găseau acei cai pe frontieră care alergau în sălbăticie și ei aveau nevoie de cai, să se folosească de ei și trebuiau să ia pe acești cai care n-au avut vreodată vreun stăpân, care prin firea și natura lor vroiau să fie sălbatici, să alerge liber și să îi îmblânzească. O primă metodă necesita mult timp investit, o disciplinare progresivă față de acest animal, prin care animalul, calul, repeta tot felul de exerciții și ajunge dresat încât să se conformeze față de antrenorul lui.
Și această metodă progresivă, dar lentă, dureroasă pentru antrenor, da? Antrenament după antrenament, zi după zi, investit în acest cal sălbatic, această metodă rezulta într-un cal care era ascultător, dar își păstra vlaga, își păstra spiritul, identitatea, avea încă inima aceea de, într-un fel sălbatică, plină de energie, dar acum era îmblânzită, era ascultătoare. Da? O a doua metodă care o aplicau, atunci când determinau că animalul pare să fie fără vreo speranță de a fi îmblânzit, era prea sălbatic, sau pur și simplu antrenorul nu mai avea răbdare cu el, era o metodă brutală și excesivă. Antrenorul lua un par și aplica parul acesta la picioarele calului, cu maximă brutalitate și viteză. Și îl îngenunchea pe cal la pământ, încât poate nu se ridica până în următoarele zile. Îl umilea pe cal pur și simplu și calul acesta sălbatic înțelegea din acel moment că n-are ce face, trebuie să se supună. Și această metodă producea un cal docil, ascultător, dar cu inima frântă. Fără o capacitate, o vlagă, un spirit de luptător de care ai avea nevoie într-un asemenea animal. Da? Cred că ceva similar are Apostolul Pavel în gând când scrie: nu vă întărătați, nu vă exasperați copiii, dar nu vă provocați copiii la mânie. Sau în alte traduceri spune: nu vă faceți să-și piardă inima sau să le fie inima zdrobită. Da? Educația copilului, o are vedere Pavel aici, dar o educație nu prin zdrobire. O educație prin răbdare. O, și cât de vinovați suntem noi de a face exact acest lucru. Prin procesul de disciplină aplicat greșit, prin lipsa de răbdare, prin exasperarea care o provocăm, până acolo încât ajungem, de multe ori, să frângem spiritul copilului. Până acolo încât copiii nu mai au nicio nădejde. Sau până acolo încât izbucnesc chiar în prezența noastră, sau la un moment dat, după ce au scăpat de autoritatea noastră, izbucnesc pentru că inima lor este absolut distrusă de un părinte sau de părinți care n-au avut răbdarea să-i disciplineze în dragoste, care au aplicat metode brutale. Și nu mă refer aici doar la violente, dar în comunitatea noastră, cel puțin, violența în familie este exclusă de orice, de orice natură. Noi reacționăm extrem de violent la violență, da? Să fie foarte clar. Nu suntem de aceia care o să vă sfătuim doar să nu-ți mai bați nevasta. Da? O să-ți arătăm, să te ajutăm să experimentezi ce simte ea și după aia nu o să o mai bați. Da? Și atunci s-a rezolvat problema foarte repede. Violența în familie, într-o familie creștină, și față de copii, și pe aici nu mă refer la disciplina fizică care Biblia o prescrie, mă refer la violență, la abuz, și față de soție, și față de soț, surorilor, să fie foarte clar, este exclusă. Da? Nu discutăm despre așa ceva. Vorbim despre un alt fel de brutalitate. Una care se manifestă mai subtil. Una care se manifestă emoțional de multe ori. Una care se manifestă în vorbe de multe ori și în fapte și nu neapărat în atacuri fizice. Vorbim de câteva tipuri de părinți în care, cu siguranță, într-o oarecare măsură, ne vom regăsi și noi, care pur și simplu zdrobesc inima copiilor. Și vrem să nu fim acești părinți. Vrem să nu fim acești părinți care produc niște copii docili, niște copii ascultători, dar care nu mai au nicio vlagă, niciun spirit, nicio nădejde. Și la un moment dat, când ies de sub autoritatea noastră abuzivă, izbucnesc în răzvrătire, da? Pentru că în sfârșit sunt liber să facă lucrul acesta. Primul părinte de acest soi este părintele veșnic critic. Da? Este acel părinte care nu știe niciodată să aprecieze ce este bun la copil. El n-are niciodată o vorbă bună, el întotdeauna critică. El niciodată nu este satisfăcut de copilul lui și niciodată nu exprimă această satisfacție. El crede că totdeauna trebuie ca să ridice ștacheta încât copilul să tindă mai sus, mai sus, nu cumva să creadă copilul că el e satisfăcut, că părintele e împlinit de starea copilului. Îl ține cumva într-un suspans pe copil și îl vrea ca să-l facă pe copil ca întotdeauna să tindă mai sus, mai sus, crezând că așa va atinge afecțiunile
părintelui. John Newton, autorul imnului Mărețul Har, a avut un asemenea tată. El spune despre tatălui: sunt sigur că tata m-a iubit, dar parcă nu vroia ca eu să-mi dau seama de lucrul acesta. Așa se descrie el pe tatăl său. Era sigur că tatăl său îl iubea, dar parcă vrea să ascundă această dragoste de el. Concluzia la care va ajunge un asemenea copil sub un asemenea părinte este aceasta: este imposibil să fiu plăcut tatălui meu sau mamei mele. Da? Și va ajunge să-și piardă speranța, să-și piardă nădejdea, pentru că el nu primește niciodată vreo aprobare din partea părintelui. Niciodată nu îi se spune copilului că este iubit, că este dorit, că este o satisfacție pentru părinte, că părintele este mândru de el. Părintele doar critică și critică și critică și critică. Și la un moment dat, copilul va ajunge la deznădejde. Aceasta se va manifesta ori printr-o indiferență, ori printr-o răzvrătire. Da? Poate va spune copilul la un moment dat în inima lui: dacă oricum nimic nu-i bine pentru mama și pentru tata, nu mai are rost să încerc. Da? Am încercat să iau notele cele mai bune, n-au fost suficient de bune. Am încercat să fac performanțe în tot felul de domenii, în singurul scop că poate o să mă îmbrățișez și pe mine și o zic că sunt mândru de tine, nu s-a întâmplat, nu mai îmi pasă de nimică. Da? De acum înainte dau doi bani pe viața aceasta. Și sunt mulți copii care ajung în această situație. Sau, dacă oricum niciodată nu-i convine la tata, nu-i convine la mama ceea ce fac eu și întotdeauna mă critică, hai să le dau ceva ce să critique. Hai să fac niște lucruri chiar demne de critică. Pentru că m-au criticat la absurditate pentru tot felul de nimicuri, hai să fac niște boacăne ca să aibă motive părinții mei să fie critici. Și se răzvrătesc. Și sunt copii aici în față care râd, probabil au experimentat aceste sentimente. Da? Al doilea părinte care distruge inima copilului este părintele irascibil. Părintele care întotdeauna este enervat. El este întotdeauna tensionat și gata să explodeze. El este ca și un balon supraumflat, care dacă se atinge de orice, explodează. Da? Și cunoaștem starea aceasta pentru că de multe ori ne aflăm în ea, datorită stresului, datorită tot felul de factori din viața noastră. Este nevoie doar de ceva micuț să se întâmple și explodăm. Nu contează că cele două lucruri n-au nicio legătură una cu cealaltă. Acest părinte se irită de la orice. Pune o întrebare copilul, el nu mai poate cu atâtea întrebări. Păi stai că numai acum ai intrat pe ușă, cum se poate că tu nu mai poți? Da? El nu mai poate, timpul copilul ăsta numai mă terorizează. Dar n-ai fost acasă de o săptămână, cum? Înțelegeți? El este tot timpul terorizat, el este tot timpul nervos, da? Îl roagă pe copil să facă ceva, poate nici nu s-a asigurat că copilul l-a înțeles și dacă copilul n-a percutat în fracțiune de secunde, el explodează. El este tot timpul nervos. În el fierbe și la un moment dat refulează în familia lui. Și așa este. Acolo unde suntem în intimitate, acolo unde ne permitem să lăsăm garda jos, să dăm masca jos de pe față, acolo putem fi noi. Și când suntem noi în intimitate, da, se vede de fapt ce fel de persoane suntem. Întreabă-te dacă vreodată ai reacționat sau ți-ai permite să reacționezi față de șeful tău la servici, cum reacționezi față de familia ta. Dacă atunci când șeful ți-a dat o replică, care nu ți-a convenit, vreodată ai izbucnit cum ai izbucnit față de soția ta sau față de copilul tău. Niciodată. În lăuntru tău, da. În lăuntru tău, când șeful tău ți-a spus ceva neplăcut, era ca să dai cu el de pământ. În exterior ai zis, da, am înțeles, sigur, cum să nu, da, cu cel, da, să trăiți. Da? Și ai ajuns acasă și soția ta te-a întrebat, vrei să mănânci ciorbă sau sarmale? Ce cu întrebările acestea? Ce tot timpul mă, da? Ați experimentat și voi? Nu numai eu, mă simt foarte, foarte bine să știu că nu sunt singur, da? Sau ai fost vreodată în vizită la cineva și copilul, care nu era tău, a acționat într-un fel total inadmisibil. Poate chiar față de tine. Poate ți-a zis ceva chiar foarte urât sau s-a comportat foarte urât. Da? De exemplu, poate a venit și, nu știu, ți-a dat o palmă. Se întâmplă. Da? Eu am fost de față, s-a întâmplat. A fost invitat încă cu cineva și un copil
care nu era copilul nostru, a venit la frate lângă mine și i-a dat o palmă. Și știți ceva? Fratele n-a explodat. Eu mă așteptam să-i zic, bă, copile, ce-i cu... N-a explodat. Mă, uite, nu-i frumos. Nu. O întrebare, dacă tu erai la tine acasă, da? La tine acasă. Și ar veni copilul tău la tine și ți-ar da o palmă, cum ai reacționa? O, în niciun caz nu cum ai reacționa față de copilul unui frate sau necunoscut la care te-ai dus într-o vizită, nu? Acolo ești calm. Acolo spune copilul, uite, nu? Te rog, uite, te rog, e frumos, nu mai îmi dau o palmă, uite, nu e frumos să facem așa ceva. Dar la tine acasă copilul tău numai să uită strâmb la tine și poate tu explodezi, da? Din nou, ne regăsim în acest spectru, în diverse locuri. Vai de noi dacă ne regăsim în totalitate, în toate, deja vorbim de oameni neregenerați, da? Adevărul este că noi, în familie, ne permitem să reacționăm în mod liber. Și această libertate care o avem dezvăluie, de fapt, cine suntem noi. Și dacă noi suntem acei părinți irascibili, nervoși, explozivi, la un moment dat copilul nu va mai face față. Da? Și legea în România, de exemplu, nu neapărat că este o lege bună, dar spune că în autoapărare tu ai voie ca să intri într-un conflict doar cu forță egală. Adică dacă fratele Ciprian mă atacă și nu are nicio armă, eu am voie să mă apăr doar cu mâinile mele. Dacă el are un cuțit, eu am voie ca să iau un cuțit. Să fie o echitate în conflictul respectiv. Dacă el are un pistol, eu am voie să am un pistol. Da? Când e vorba de un conflict între un părinte și un copil, este o lipsă de echitate totală. Copilul este micuț, copilul este subordonație, copilul depinde de tine. Când tu ridici glasul și te adresezi lui cum te adresezi unui adversar, unui inamic, unui dușman, sau poate cum ai, nu știu, dacă eu cu fratele Cristi avem o discuție, poate chiar ne certăm, nu se prea întâmplă, dar să zicem, o dezbatere. Și ridicăm glasul și suntem extrem de încinși, există totuși o echitate. Deci m-ar putea bate de Doamne fer, dar există totuși o echitate. Da? Suntem doi adulți, independenți, putem discuta de pe un palier egal. Între un tată și un copil nu există această echitate. Este o teroare ca să vezi pe cel care ar trebui să te protejeze, sub ai cărui aripă ar trebui să fii, de care depinzi pentru existența ta, că se întoarce împotriva ta ca și o tornadă. Mă înțelegeți? Este o teroare. O teroare care un copil rezistă o dată, de două ori, de trei ori, de 10, de 100, de 1000, dar la un moment dat inima lui este frântă. Este zdrobită. Da? Este zdrobită. Și la un moment dat, da, o să-l vezi docil până la un punct. Până când scapă de tine, da? Și acest cerc vicios a nervilor îl experimentăm fiecare dintre noi, dar trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Și trebuie să ne rugăm ca să înfruntăm această problemă și să nu lăsăm acest cerc vicios să se continue și în familia noastră. Am citit un exemplu, o povestioară foarte frumoasă, spune că părintele a avut o zi foarte urâtă la servici, șeful lui s-a comportat foarte urât și când vine acasă, tatăl se poartă foarte urât cu copilul, datorită la acest lucru. Copilul, în schimb, când ieși afară să joace, nervos, vede un câine, îi dă un șut la câine de nervi. Câinele rănit fuge și pe primul care îl prinde îl mușcă, care era, ați ghicit-o, șeful tatălui. Și șeful tatălui, știți ce face? Merge acasă și descarcă pe familie și cer cu tot continuă și continuă și continuă, da? La un moment dat trebuie să pui pauză, trebuie să zici, hei, faptul că eu m-am certat cu șeful meu nu are nicio treabă cu copiii mei, da? Tatăl meu mi-a zis, înainte să mă căsătoresc, că atunci când ajung acasă, nu reușesc, dar este un sfat foarte bun, nu este problema soției mele ce probleme am avut eu la servici. Nu este problema familiei mele cu tot ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei. Da? Asta nu înseamnă că în familie nu-mi găsesc consolare, ajutor, sprijin, dar nu trebuie ca să vin și să mă descarc în familie. Da? Tu trebuie să-ți lași problemele la ușă. Tu vii să fii preot. Tu vii să fii un ghid spiritual. Tu vii să fii un sprijin. Tu nu vii ca să-ți descarci toți nervii și toate frustrările tale. Da? Și există momente potrivite în care poți să-ți descarci pozitiv. Prin rugăciune, prin mărturisire, prin împărtășire în familie, poți ca să-ți descarci inima aceea. Dar dacă tu o descarci prin disciplină, între ghilimele, pentru că i-ai spus tu la copilul ăla răzvrătit, care nu a făcut altceva decât să se întrebe, tati, ce mai faci? Atunci îți vei distruge
îți vei distruge familia. 3. Este părintele legalist. Este părintele care nu poate lăsa din gura lui nu-l. El numai nu știe. Nu fă aia, nu atinge, nu-i voie, dar nu prea are vreun motiv întemeiat pentru acele reguli. El le-a inventat, ține foarte tare la ele, da? Este părintele care crede că strictețea înseamnă sfințenie. Cu cât am limitat mai mult, cu cât am fost mai strict, aia înseamnă că este calea cea bună, cea dreaptă, asta vrea Dumnezeu. Eu tot timpul să interzic familiei mele și copiilor mei absolut orice este posibil să interzic, vreau să interzic. Rețineți că am învățat împreună că legea lui Dumnezeu nu este spre a ne face rău, ci este spre beneficiul și binecuvântarea noastră. Este de așa natură legea divină, încât atunci când trăim după ea, experimentăm împlinire și bucurie maximă. Nu suntem lipsiți de ceva, ci primim acest beneficiu de a experimenta cu adevărat ce înseamnă bucuria. De asemenea, părinții ar trebui să caute să fie o sursă de bucurie pentru copiii lor, prin tot ceea ce fac, inclusiv prin disciplina care trebuie ca să o aplice în viața familiei. Atunci când impunem reguli sau standarde sau cerințe, trebuie să o facem cu motive întemeiate. O facem orică Biblia ne cere acele lucruri, ori o facem pentru că sunt necesare pentru siguranța sau sănătatea copilului nostru, sau pur și simplu pentru că țin de logică și bun simț. Acum am spune, dacă vorbim despre categoriile de porunci, acesta este una de necesitate. O faci pentru că este logic, este necesar ca să faci lucrul acesta. Și nu o faci pentru a priva pe copii de o bucurie, da? Nu o faci ca să furi din viața lor bucuria de a face un lucru, că așa ți se pare ție. Că de ce să se bucure ei atâta? De ce să facă ei atâtea lucruri? O faci pentru că ai un motiv întemeiat, da? Întemeiat. O faci pentru că prin grija și disciplina ta ca și părinte, vrei să experimenteze copilul bucurii mai mari și mai de lungă durată. Nu ca el să fie mizerabil și să nu-i placă nimic în viața aceasta pentru că tu i-ai restrâns orice posibilitate să se simtă bine, dar asta înseamnă sfințenia, strictețea înseamnă sfințenie. De obicei, hiperstricteția este legată de așteptări ireale din partea părintelui. Da? Sunt părinții care spun orice sub 10 pe linie este inacceptabil pentru copilul meu. S-ar putea ca să ai un copil de 8, îmi pare rău să-ți spun. S-ar putea ca Dumnezeu să fie binecuvântat doar cu atâția neuroni. Da? Nu este nicio cădere din har. Sunt copii de 8 care sunt copii extraordinari. Ființe minunate care pot sluji pe Domnul și pot fi o binecuvântare în această societate și n-au luat 10 pe linie, au luat 8 pe linie. Da? Și nicăieri în Biblie nu spune că trebuie să fii cu 10 pe linie. Da? Trebuie să știm să fim cei din tâi în fapte bune, de așa acel verset este mai mult pentru cei născuți din nou și nu pentru copii de 7 anișori. Da? Tot felul de așteptări din astea ireale față de copil, de reguli și de standarde ireale care sunt aplicate în mod arbitrar și copilul începe să înțeleagă că acceptarea lui ca și copil și dragostea părintelui sau cel puțin experimentarea dragostei, el știe că tata și mama îl iubește și dacă vrea ca să simtă această dragoste trebuie să ia acea 10. Dacă n-ai luat 10-le, o să te simți neiubit. Chiar dacă în adânc tu știi că poate ești iubit. Începe ca să vadă copilul că de fapt dragostea este legată de performanțele lui față de standardul arbitrar stabilit de părinte. Asta este legalism. Și copilul, am dat, spune, eu n-am cum să ating acest standard. Eu n-am vreo speranță să ating acest standard. Este un standard prea înalt. Știți ce lipsește? În acest fel de disciplină, Evanghelia. Mesajul transmis copilului, uite, noi ar trebui să țintim ca să fim desăvârșiți în toate lucrurile, pentru că avem un Dumnezeu desăvârșit. Dar să știi că orice ar fi, eu te iubesc. Asta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Da? Oare noi transmitem mesajul acesta copiilor noștri? Ei știu lucrul acesta. Chiar atunci când îi disciplinăm, chiar atunci când îi corectăm, chiar atunci când suntem dezamăgiți de eșecul lor, în mod concomitent știu că în acea dezamăgire este dragoste? Părintele legalist nu știe decât să ceară, să impună și să spună nu. Și Evanghelia și dragostea este total
absentă. Apoi, în polul opus, este părintele care este libertin sau nepăsător. Este părintele care, din diverse motive, nu impune aproape niciun fel de disciplină în viața copilului. Fie că este vorba de o lenevie parentală, adică realmente oameni care nu depun niciun efort, nu vor să depună niciun efort în familia lor, fie că este vorba de o înțelegere greșită a priorităților, poate sunt așa de preocupați cu lucrurile materiale încât ei nu se implică absolut deloc, și mă refer mai ales la bărbați, în viața familiei, fie că este vorba de o lașitate parentală. Spune așa, ce aia lașitate parentală? Mulți părinți la care le este frică că vor pierde afecțiunea copilului dacă îi impun o disciplină. Stau și în subconștientul lor, sau poate chiar în conștient, să calculează. Dacă nu las să fac asta, dacă nu-i dau ce mi-a cerut, dacă impun aceste reguli, mă va mai iubi copilul meu? Va mai avea aceeași afecțiune? Da? Unii chiar conștienți, dar cel mai mult subconștienți, nu pot să sufere ideea că copilul lor i-ar dezaproba într-un fel. Vor să fie idolul copiilor. Vor ca copilul ca să iubească și să creadă că tata și mama e cel mai tare și întotdeauna îmi dă tot ce vreau. Și nu poate, este prea laș, să-și asumă că este normal și benefic și necesar să spui nu, să impui disciplina, chiar dacă pentru o perioadă copilul te va dezaproba. Copilul va fi nervos pe tine. Copilul va trânti ușa. Copilul va spune vorbe nepotrivite. Din cauza că te iubești pe tine prea mult, din cauza că tu vrei să ai doar simțuri pozitive față de tine, să te simți iubit, să te simți acceptat, ești prea laș ca să-ți disciplinezi copilul. Problema este că din orice motiv ar proveni un asemenea comportament parental, în cele din urmă va fi fatal pentru copil. Pentru că copilul are nevoie de o disciplinare consecventă pentru o dezvoltare sănătoasă. Când va crește mare, rezultatul va fi o frustrare internă a copilului, care, deși el nu va realiza, poate, nu-și va putea explica, va fi datorită lipsei de structură și de disciplină parentală de-a lungul copilăriei. El va ști în adâncul inimii lui că n-a fost iubit. Chiar dacă mama i-a dat tot ce a vrut, chiar dacă tata, înainte de bac, i-a cumpărat mașină, chiar dacă, da, în adâncul inimii lui va ști, oamenii ăștia nu m-au iubit cum trebuie să iubească un părinte, un copil. N-au avut curajul să-mi impună structura care eu aveam nevoie ca și copil să mă dezvolt sănătos. Și va trăi cu un resentiment în adâncul inimii lui, cu o frustrare care la un moment dat se va manifesta în diverse feluri. De aceea, Scriptura spune, de exemplu, în Proverbe 13:24, că cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Dar cine îl iubește, îl pedepsește sau îl corectează îndată. Atunci când trebuie aplicată disciplina și nu este aplicată în dragoste, corect, după Biblie, dar nu este aplicată, aceea este ură, nu dragoste față de copiii noștri. Cine cruță nu iaua, își urăște, își distruge copilul. Copilul va, la un moment dat, când va fi mare și va avea posibilitatea ca lipsa aceea de disciplină să manifeste, se va manifesta. Și sentimentele, când va procesa toată copilăria lui, când el va ajunge părinte, doar dacă realmente e total spălat pe creier de inaptitudinea noastră parentală, când el va ajunge părinte și va avea instinctul acela, vreau ce-i mai bun pentru copilul meu. Și ce mai bun înseamnă copilul meu să știe ce-i bine și ce-i rău. Copilul meu să aibă limite. Copilul meu ca să aibă disciplină în viața lui. Va privi înapoi și va spune, tata și mama nu m-au iubit. Tata și mama s-au iubit pe ei mai mult decât m-au iubit pe mine și de aceea n-au fost dispuși să mă disciplineze. 5. Părintele inconsecvent. Este acel părinte care pendulează constant între extreme în comportamentul lui și în gândirea lui parentală. Da? El nu are o filosofie clară și o practică parentală consecventă. El nu știe cum ar trebui, nu știe concret cum ar trebui să-și crească copiii și nu are o practică consecventă în timp. Poate luni de zile el este foarte relaxat, inconștient chiar,
Și instant vine acasă și se trezește că trebuie disciplină și rigiditate și copilul e luat prin surprindere. Stai un pic, tu erai tata cool, tata care întotdeauna era relaxat și tot era ok, e în regulă, fă ce vrei. Și de la vine acasă și gata, nu, nu, nu! Și peste o săptămână îi trece pentru că e greu și iar îi relaxat și copilul se relaxează un pic, ok, am revenit la normal și după aia iară vine fel de schizofrenic, știi? Copilul nu știe cine e Jekyll sau Hyde, știi? Adică el nu știe cu care are de-a, cu doctorul sau cu monstru, mă înțelegeți? Este părintele care azi e da, mâine e ba. Nu există un fir care îl poate urmări copilul. Nu știe de unde a început și unde o să sfârșim. Și copilul devine debusolat. Nu știe la ce să aștepte, da? Copilul are nevoie de un cadru, de un cadru constant. Copilul nu știe dincotro vine și încotro s-o ia pe mama și pe tata. Și devine confuz și frustrat. Un copil nu poate să se dezvolte corect într-un asemenea cadru. Trebuie să-ți creionezi în mintea ta o filosofie biblică a ceea ce înseamnă a fi părinte și în mod consecvent să o pui în practică. A, vor fi falimente, eșecuri, da, dar există o direcție. Există ceva în care copilul se uită peste ani de zile, se uită, internalizează, mă înțelegeți? Nu stă niciun copil la 12 ani să facă o analiză, stă la un ceai să gândește, oare a fost consecvent tata cu mine în ultimul an în disciplinare? Nu prea. Nu, dar internalizează lucrurile acestea. Instinctiv, copilul își dă seama. Dacă tata lui și mama lui sunt oameni consecvenți, dacă atunci când zic un lucru, așa este. Dacă atunci când promit ceva, aia fac. Dacă au zis că un lucru e interzis, e interzis. Nu mâine devine neinterzis, da? Înțelegeți? Copiii își dau seama de lucrurile acestea și în timp vor afecta dezvoltarea caracterului lor. 6. Și ultimul soi, nu că n-ar fi multe soiuri de părinți care își distrug părinții, este părintele absent. Aici mai ales noi bărbații, tații, suntem vinovați. Nu că în ziua de astăzi n-ar fi și femei, sindromul acesta de soție, femeie care să ia și inclusiv pleacă și nu vine numai peste 6 luni că ea a plecat la muncă undeva și a lăsat copiii acasă. Da? Am ajuns la ceea ce ar fi de negândit în vremea antică ca o femeie realmente să-și părăsească, pur și simplu să-și părăsească pruncii și să plece. Așa a zis, pentru ei, până când nu se mai întoarce. A găsit altul pentru care să fie, știi? Acel părinte care pleacă înainte să se trezească copiii și vine după ce s-au culcat, dar el e autoritate în familie. Acel părinte care de dragul lor nu e niciodată acasă. Că el e la muncă, că el e nu știu unde, că el rezolvă, că el drege, că el face. Da? Părintele absent, mai ales tatăl absent. Copilul are nevoie de disciplină. Dar nu doar de disciplină. El are nevoie de o disciplină în dragoste și aceasta necesită prezența ta. Necesită o relaționare între tine și copil. Un copil nu se va dezvolta sănătos dacă are impresia că tata e un fel de dictator familial, el e prea important și ocupat să coboare din biroul lui parlamentar printre popor. Să vadă ce mai fac oamenii ăștia. El pleacă și vine și dă directive. Și când copilul întreabă pe mama, dar mamă, putem să facem? Nu că tata a zis nu. Eu înțeleg că tata a zis nu, dar nu l-am văzut nimeni pe tata de o lună de zile. Înțeleg că asta vrea tata, dar el nu prea trăiește cu noi. Părintele absent. Copiii au nevoie nu doar de directivele tale, nu doar de direcția ta, nu doar de disciplina ta, au nevoie de prezența ta. Au nevoie de o relație cu tine, mai ales cu tata. Mai ales cu tata, da? Pentru că tata este cel mai mult plecat. Când este ultima dată când ai stat de vorbă cu copilul tău? Pe bune stat de vorbă. Nu m-am dus cum am dus până la școală și așa, din oglinda, în retrovizor, l-am întrebat, na, ce mai faci? Cum e? A, uite, mă joc aici, un joc foarte interesant, dar bine, bine. Nu. Pe bune stat de vorbă. Când este ultima dată când ai zis, îl iau pe copilul meu, îmi iau fata, îmi iau băiatul, mă duc undeva, îl scot la o masă, lăsăm telefoanele în mașină și stăm o oră față în față între patru ochi și discutăm. Și îl întreb despre interesele lui, întreb despre durerile lui, întreb despre preocupările lui.
Când? Copiii au nevoie de aceasta. Copiii au nevoie ca să simtă o relație cu tatăl și cu mama, da? Și atunci disciplina va fi primită altfel. Trebuie să fim prezenți în viața copiilor noștri. Ziua ar trebui să înceapă cu părinții și ar trebui să sfârșească cu părinții. Și mai ales mă refer la tata aici. Poate că da, într-adevăr, trebuie să pleci dimineața la servici. Dar n-ai nicio scuză să nu-ți faci un pic de timp pentru familia ta. Cât de puțin este el? Nu știu cât este și cum este potrivit în familia ta. Nu este niciun motiv pentru care ziua n-ar trebui să termine cu un moment de părtășie și de rugăciune condus de tatăl în familie. Niciun motiv. Pe frate, eu, știi, călătoresc mult. Dacă călătorești așa de mult încât nu poți în mod consecvent să te rogi cu familia, schimbă-ți jobul. Dar nu este ok. Tata trebuie să fie prezent și mama, evident, trebuie să fie prezent în viața copilului. Motivația care îmi dă Apostolul Pavel, în concluzie, motivația este ca să nu-și piardă nădejdea sau să nu fie descurajați. Unele traduceri, cum ziceam, zic să nu își piardă inima. Ce imagine extraordinară, da? Inima aceea de copil. Inima aceea de copil care este plăcută lui Hristos. O inimă de copil inocent, așa cum înțelegem noi inocența copilului. O inimă de copil încrezătoare. O inimă de copil dependentă de Dumnezeu și dependentă de părinții lui. Și datorită comportamentului meu, el își pierde acea inimă. Ea devine tare. Ea devine plină de cicatrice. Ea devine o inimă care nu mai este încrezătoare. Ea devine o inimă fricoasă. Ea devine o inimă răutăcioasă. Ea n-a fost așa de la început. Ea a fost o inimă de copil. O inimă frumoasă. Și în loc să iau acea inimă frumoasă și să o ajut să crească, să o ajut să se dezvolte, să o ajut să-L caute pe Dumnezeu, eu prin faptul că am fost un asemenea părinte, cum am văzut, distrug acea inimă și o fac să se piardă. Ce imagine tristă! Ce părinte ar vrea ca el să fie motivul pentru care copilul său ajunge la deznădejde? Își pierde curajul și speranța, își pierde direcția, își pierde inima lui de copil. Așa că, fraților, trebuie să disciplinăm copiii noștri. Și trebuie să o facem în dragoste. Și trebuie să o facem cu răbdare și cu multă atenție. Ca nu cumva, prin comportamentul nostru firesc, să-și piardă inima, să fie descurajați. Ca nu cumva să ajungă să-și piardă nădejdea, ci din contra, prin dragostea noastră, prin direcția bună care le-o dăm, prin învățătura din Scriptură, prin consecvența noastră, nădejdea lor să fie întărită și nădejdea lor să fie pusă în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.